Biserica va fi un efect, va fi o oglindă, va fi un rezultat al învățăturii păstorilor și învățătorilor. Va fi. Mie nu mi-este tot una, eu zic, fratele Radu a făcut aia. Și ce dacă? Nu, domnule, el stă sub predicarea mea. Înțelegeți? Fratele, sora cutare, s-o gândi să facă nu știu ce nebunie. Păi el a făcut, el o să dea seama înaintea lui Dumnezeu. Nu! El o sta sub predicarea ta. Poate a dormit în timp ce tu ai predicat. Trebuia să-l trezești. Îți spune despre Whitfield că a dormit cineva în timp ce predica și a început să tropăie. Acolo era o podea de leam, a început să tropăie și a spus, l-a trezit pe omul că nu are voie să doarmă când se predică cuvântul lui Dumnezeu. Nu că era el acolo. Că e o responsabilitate, da? Adunarea este un efect. În adunare se vor vedea rezultatele, efectele, dovezile, se va testa învățătura. Dacă noi predicăm o învățătură bună și efectul e rău, oamenii își vor pune semne de întrebare cu privire la învățătura aceea. Ce învățătură să predică acolo? Vor ajunge să hulească pe Dumnezeu și să bajocorească calea adevărului. Se va întâmpla lucrul acesta, nu putem scăpa de el. Mulți, zice, vor urma în destrăbălările lor.